Pentru perioada rece, dar nu numai, ne încălzim cu o ciorbă rădăuțeană de pui, pe care eu o pregătesc mult mai simplu și mai comod la multicooker. Iar în cele ce urmează, vă arăt și cum procedez. Pentru asta am nevoie de 2 piepți de pui mari, 2 morcovi, 2 rădăcini de păstârnac, o felie mai mare de rădăcini de țeină, pe care eu am tăiat-o în 2 bucăți, după cum se vede, o ceapă, 2 gălbenușuri, 50 de ml de oțet sau după gust, 250 de grame de smântână, 2 foi de dafin, sare, puțină pudră de usturoi sau 2-3 căței de usturoi proaspeți, puțin piper măcinat sau boabe, după cum aveți, o legătură de pătrunjel verde și 4-5 litri de apă. În vasul multicucărului așez legumele curățate, adaug dafinul, sare, piper și apa menționată în rețetar. După care închid capacul multicucărului și îl setez pe programul de supă, care la mine durează 2 ore. Între timp mă ocup de pieptul de pui pe care îl tai cubulețe, dar la fel de bine poate fi tăiat și doar fâșii. După 10 minute în care legumele mele deja s-au înfierbântat, adaug în supă și pieptul de pui tăiat cubulețe. Amestec ușor, se vede că deja carnea începe să se albească, deci înseamnă că începe fierberea. Reînchid capacul multicucărului și las în continuare supa să fiarbă până la terminarea programului. Scot cu grijă legumele din supa fierbinte, după care reînchid capacul multicucărului pentru a menține căldura în interiorul supei. Într-un vas separat adaug cele 2 gălbenușuri și smântâna grasă. Pe care le amestec foarte bine până la o omogenizare perfectă. Tot acum eu adaug și pudra de usturoi pe care de asemenea o încorporez în crema de ouă cu smântână. Tot acum încorporez și cam 2-3 polonice din supa fierbinte pentru a crea așa numitul liaison, adică este vorba de crema de ouă cu smântână care va ajunge la o temperatură aproximativ egală cu supa fierbinte din oală. Acum luăm liaison și îl adăugăm în supa fierbinte, procedeu care se numește temperarea. Prin acest mod evităm ca supa să se brânzească, iar ouăle se gătesc rapid în lichidul fierbinte din oală. Se adaugă și oțetul după gust, după care urmează morcovul tăiat mărunt, și eventual restul de legume tăiate tot mărunt. Acest pas este opțional. Se adaugă și pătrunjelul tocat, după care supa doar se mai amestecă, se potrivește de gust și se poate servi. Poftă bună și spor la pregătit acest deliciu!
Dragii mei, aceasta este rețeta pe care vă propun astăzi. Sper că v-a plăcut ce ați văzut și că vă va inspira pentru rețetele voastre viitoare. Acum vă spun la revedere și vă aștept cu drag la rețetele următoare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să vă activați notificările, bineînțeles, pentru a nu pierde niciuna dintre postările mele viitoare. Toate cele bune și ne auzim curând!